convocarea Consiliului Local Bucim în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucim, județul Bacău. În temeiul discuției articolul 39, alineatul 1, articolul 67, alineatul 1 și articolul 85, alineatul 1, litera A, în legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1, alineatul 1, se convoacă Consiliul Local Bucim în ședință ordinară în data de 28/2016, orele 13 la sediul primăriei Comunei Bucim. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Bucim, inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Bucim, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară pentru trimestrul 2, anul 2016 al comunei Bucim, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Comuna Bucium în adunarea generală a acționarilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul comunei. 5 diverse. Pentru buna desfășurare, domnule președinte. Da, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și să punem la vot ordinea de zi. Supunem la vot proiectul de hotărâre procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pe rând? Dăm cuvântul domnului primar să ne expună punctul de ordine de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Bucium. Doamne și domnilor consilieri, având în vedere faptul că la data de 25/2016 Consiliului, în temeiul următoarele acte normative, ordonanța de guvern, Ordonanța Guvernului României numărul 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local cu modificările și completările ulterioare. Legea numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare. Dispoziția articolul 36 alineatul 2 litera A, articolul 36 alineatul 3 litera A și articolul 45 alineatul 6 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Bucim în formă prezentată deja spre analiza dumneavoastră. Pentru că materialul conține foarte multe pagini și consider că a fost studiat în ședința Comisiilor de Specialitate, nu voi mai da citiri acestea, însă aștept din partea dumneavoastră propuneri sau amendamente la forma prezentată. Domnule președinte, comisii, am studiat materialul prezentat de domnul primar și am fost de acord cu acest material, fără amendamente. Dacă cineva dorește să fie la cuvânt pe partea acestui material, cine dorește, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cu tonalitate. Dăm cuvântul domnului primar pentru a-i expune cel de-al doilea punct al ordinii. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucium. Având în vedere că de la ultima modificare și completare a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 31/10/2012, au fost emise acte normative prin care a fost modificat cadrul legal și atribuțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucium. Având în vedere faptul că la data de 25/2016 a fost constituit noul Consiliu Local al Comunei Bucium și ținând seama de structura organizatorică a instituției aprobată prin hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 43 din 22/12/2015, având în vedere prevederile legii numărul 188/1999 privind statutul funcționarilor publici republicat, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederea articolului 40 din legea numărul 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor legii numărul 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici republicate, având în vedere prevederile legii numărul 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, în conformitate cu prevederile articolului 36 alineatul 1 și alineatul 2 din legea numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și a urbanismului, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederile articolului 45 alineatul 1 din legea numărul 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare. La aprobarea structurii organizatorice au fost respectate prevederile articolului 112 alineatul 1 din legea numărul 188
era 1999, privind statutul funcționarului public, republicată cu modificări și completări ulterioare, potrivit cărora numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecarei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar al unității administrative teritoriale și de șef al oficiului prefectural, este de maxim 12% din numărul total al funcțiilor publice, precum și prevederea articolului 16 din legea numărul 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificări și completări ulterioare, respectiv, pentru constituirea unui birou, este necesar un număr de minim 5 posturi de execuție. În conformitate cu prevederea articolului 36 aliniatul 2 litera A, aliniatul 3 litera B și articolul 45 aliniatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Bucium proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate a primarului Comunei Bucium. Domnul președinte, vă mulțumim, domnul primar. La fel am studiat acest primul normul de ordinea de zi. Dar cineva mai dorește să sau mai are ceva de completat? Dacă nu, supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar să ne spune ce da, dacă nu mai e, mai am de acord, nu mai am. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2-2016 al Comunei Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2 al anului 2016 al Comunei Bucium și privesc două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoarea din legea numărul 276/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010. Astfel puteți constata că care a fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 2 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Având în vedere aceste considerente, rog analiza și dezbaterea proiectului de hotărâre. În fiecare care este un mai deci, vă mulțumim, domnul. Trimestru să... Dăm cuvântul domnului președinte de Comisie de Buget Finanțe. Nene. Comisia de Buget Finanțe, după studierea materialului prezentate, a aprobat în unanimitate și acest proiect de hotărâre. Acest lucru facem, știm foarte bine, la trecerea unui semestru, imediat, trebuie să aprobăm proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții. Vă mulțumim, domnul președinte. Dacă cineva mai dorește să mai ia cuvântul. Dacă nu mai e, sunt probleme, să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumim. Domnul primar, vă rog să ne expuneți cel de-al patrulea proiect de hotărâre. Raportul prin inițierea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului la TEP Comuna Bucium la adunarea generală a acționarilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a necesității de actualizare a documentelor și informațiilor atât de către autoritatea locală, cât și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ca urmare a exercitării unui nou mandat de primar și de consilier local. Astfel, pentru consilierul nou investit în funcție, voi menționa că în anul 2008, Comuna Bucium a devenit membru fondator al ADIP, al cărui scop este reprezentarea intereselor unităților administrative teritoriale în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, servicii de alimentare cu apă și canalizare. În această calitate, Comuna Bucium și-a desemnat reprezentantul în adunarea generală al acționarilor la început, acesta fiind primarul comunii. Ulterior, viceprimarul comunii era acum, pentru că am intrat în activitatea unui nou mandat, am venit cu propunerea în conținutul proiectului de hotărâre ca reprezentantul Comunei Bucium să fie din nou primarul comunii. Justific propunerea prin faptul că am cunoștință despre toate aspectele ce țin de calitatea Comunei Bucium de membru în ADIP. Propunerea se încadrează în prevederea articolului 11, articolul 13, alineatul 1 și 4, articolul 36, alineatul 2, litera D, articolul 36, alineatul 6, litera A, punct 14 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală și statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Față de cele expuse, rog analiza și aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată. Domnule președinte, da, vă mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul președintelui de comisie. La membrii comisiei juridice au fost acordat la urmă în forma venită să fie
Vă mulțumim, doamna președintă, dacă mai dorește cineva să mă ia cuvântul. Supune la vot acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Vă mulțumesc. La punctul numărul 5, diverse. Cine se supune la cuvânt? La diverse probleme legate de locuitorii comunei Bucium, dacă aveți. Domnul Florin Mateș. Mulțumesc, domnul președinte. Cunoască aici, iată la prima ședință de întâlnire, întâlnindu-ne față în față. Considerăm că avem colegi noi, între noi. Părerea mea este ca aceste ședințe să desfășoare într-o condiție de înțelegere. De ce spun treaba asta? În primul rând, indiferent de ce partii ne aflăm, trebuie să fim apropiați de oameni. Fiind apropiați de oameni, oamenii ne iubesc pe noi. Indiferent din ce culoare de partid suntem, va trebui să sprijinim pe domnul primar în toate activitățile pentru desfășurarea și acestor lucrări în raza comunii noastre. Ca probleme în sectorul de activitate prin care mă aflu, așa după cum domnul primar știe, este problema apii prin care sunt sigur că se va rezolva. Se va rezolva cu greu, nu este vina dumnealui. Și considerăm că o să rezolvăm toate aceste probleme. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Domnul președinte, îți mulțumesc. Vă mulțumim, domnul consilier Mateieș. Dacă mai dorește cineva, domnul de acolo. Domnul vreau să ridic și o problemă ridicată de fapt de oamenii, de locuitori, satului Răcuți, mai bine zis câțiva locuitori aflat aseară că noi avem ședința astăzi și m-au rugat să transmit următoarea problemă. Locuitorii satului Răcuți vor o ședință generală pe teritoriul satului Răcuți, dar să fie anunțată din timp, că au și niște probleme de ridicat. Și eu mi-am făcut datoria. Deci dacă e posibil, știu eu, dacă luăm o hotărâre, data, când și cum, ei se vor informa. O a doua problemă pe care vreau să ridic. Domnule, când eram eu copil, la noi în sat se făcea pază, nu? Se făcea pază la primărie. Fiecare cetățean, în mod gratuit, fără remunerații, erau trecut pe niște tabele. În data de, tatăl meu mergea, făcea un serviciu de noapte, așa, când îi venea rândul, permanent se repeta. Eu zic că n-ar fi rău să instituim acest obicei care cred că a pus pe undeva, dar nu, oamenii au necazuri. Cei care au pământ pe dealul Răcăuțului, se plâng că intră țigane, fură și așa este. Permanent țigane intră cu căruțele în țarnă, merg câte 4-5, nu te poți apropia, dar și curțile oamenilor. Și curțile oamenilor, așa. Și eu zic că n-ar fi rău, uitați, și eu fac pază, deci mă scriu și eu. Dacă e cazul, nu se pune problema, fiecare om să facem acest serviciu obștesc în mod gratuit și atunci vom avea o pază mai bună, vom fi mai liniștiți. Încercăm. Da, deci în ideea asta am ridicat problema. O altă problemă, dacă tot m-am adunat cu probleme aici, domnule, în centrul satului există o grădină acolo care nu e muncită, e vecin cu mine, este un băiat, nu o fi bolac, nu o fi neagul. Așa, e o grădină care este lăsată dizbeliște. Au crescut acolo tot felul de minuni, toată lumea aruncă pisici, câini și tot gunoiul aruncă în grădina aia, ți-e frică să te apropii, cred că se înșerpe acolo cât picior. Eu știu că este greu de luat o măsură, dar zic eu, îi se pună în vedere omul acesta, nu poate el, eu zic că forțe ar fi, defișat acolo ce-i să-l bate, lăsat, făcut, că e păcat, domnul, e păcat. Și mai știu o chestiune, că pământul ăsta care nu creată, există o lege care până unde permite legea. Deci, dacă permite,
să introducem niște forțe acolo să facă ordine. E păcat, în centrul satului și este oglinda satului. Deci noi, dacă facem ceva în direcția asta, suntem fericitați. Astea sunt problemele care am înțeles. O să vă și dau răspuns pe loc. Da, domnule. În mare, la adunările cu cetățenii, care spuneți pentru propunerea și adunările cu cetățenii, nu e problemă, dar în toate scrisoarele mele date către cetățenii statului Răcoșa, statului Răciun, în care am spus orice problemă legată de administrația locală, să mă sune la telefon sau să vină la primărie. Mai ușor de atât, ca fiecare care stau lui problema lui să vină la primărie. Eu sunt spus 24 de 24, la primărie stau aproape toate zile. Și pe drumul Răcăuș și în satul Cucium, sunt 24 de 24. Nu m-au sunat nimeni niciodată să spună care e vreo problemă. Una la una. Dacă ați citit toate scrisoarele mele. Da, sigur. Le-aș citi jos, da? Da. Orice problemă legată de administrație locală sau de... Nu, că eu făd avaca, vedeți-o și-o murit unul. La adunările generale se fac, vin acolo 10, 15, 20. Care vine beat, care vine hăi, care vine și ies-o în balamut. E mai ușor să vin aici. Orice problemă. Și chiar și 20, și 10 oameni vin cu propuneri sau cu ce vor vin să vină, ce au, ce problemă au. Dar nu poate să vină domnul diaconul cu că au zis lumea. Vorbele nu se pun la dosar. Trebuie să vină așa cum tatăl. Cu nemulțumire. Din cauza că s-a întâmplat ceva sau se întâmplă ceva. Sau nu le convine ceva. Un tabel cu nemulțumiții. Și în baza la tabelul ceva, vedem ce se poate face și așa nu se poate dintr-un sat de 1000, de 2000 de locuitori, nu se poate să 2, 3 să pună că sunt nemulțumiți. Vreau tabel cu nemulțumiți. Așa. Tabel cu cei nemulțumiți. Și problema de ce nu sunt mulțumiți. La adunări generale, dumneavoastră ați apucat. Eu am apucat adunări generale și dumneavoastră. Știți ce este în adunarea generală? Când acum stau. Care vreți să faceți? Vreți să faceți adunări generale? Bă, căminul liber, vă dau căminul, răspundeți el, faceți adunare, vorbiți cu mine, sunteți consilieri satului Răcăuți. Dar nu suntem primar. Sunteți consilieri. Depuneți candidatura de primar la următorul mandat, adică aleși Răcăuți. Pentru paza de câmp, Dumnezeu să le ne-a păstică Iorga. Să-i fie țărna ușoară, numai el, zi de zi, lună de lună, să-i păzăm bucățele. În câmp. În satul Bucium și satul Răcăuți, în ultimii ani, 2-3 ani, nu mai sunt probleme de furturi. Nu s-au înregistrat decât niște probleme de furturi foarte ușoare. Ca să facem, să instituim baza. Și dumneavoastră știți ce faceți când o să ieșiți primar? Instituiți baza de noapte. Prin rotație. Și o să vedeți, mai ieșiți vreodată primar. Dacă la Comuna Bucium, la postul de poliție, nu se înregistrează furturi, bătăi, omoruri și alte minuni. Suntem aproape din cea mai... cu toate că avem țigana Rădeana, țigana la Cunș. Suntem printre primele comuni care nu avem evenimente majore. Iar în câmp, domnul diaconu, în câmp se fără... Ața, domnul consilier. Dar pentru că trebuie să chem armata. Ca pe fâșii din metru-metru. În câmp era înainte, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, acum aveți titlul de proprietate, ați luat avierea, avierea, toți vă strângeți grămadă, toți, și faceți așa, cine-i în tarlau asta, cine în sectorul ăsta, suntem 100 de oameni, cine vrea să pună jutar, ai auzit domnul director de jutar? Da, bineînțeles. Ai auzit, nu? Păi eu ascultă la păi da, mai, și fiecare... Pic mai... Da, și fie de jutar, da, e patnic care păzește tarlarele, tarlaua, și doamna, îi dai o coșarcă de porumb, de bostan, de cip, sau bani, de lucernă, de trifocii, ai în câmp. Aia înseamnă jutar, pasnicul. Voi trebuie să-l puneți, nu primarul, să vă păzească bucățele. Nu primarul. În modul organizator, ce? Domnul, dar nu are treabă primarul cu doamna. Nu vă mă întrerupeți, nu vă mă întrerupeți, vă rog frumos să mă întrerupeți. Da, vă rog. Vă rog frumos să mă întrerupeți, să vorbesc cu domnul, cine a ridicat punctul. Da, eu ați ridicat punctul, eu v-am spus că eu nu am putere să vă pun jutare.
nici să păzesc, să pun pazini prin rotație, să vă păzească Rucerna, Trifoiu și Porumbul. Dar nu dumneavoastră, domnul primar. Dar cine? Este o voință a oamenilor? Păi ia, domnul consilier. Domnul consilier, nu sunteți consilier, luați inițiativă, puneți bază de tare la lei, plătiți-i, nu-i treaba primarului și nici a consiliului local. E altceva, e în câmp. Numai Dumnezeu să-l vină acolo. Păi oricare trebuia o armată să-i băză spui 50 de hectare. Faceți-vă, luați inițiativă. Aveți bucăți, aveți bucată acolo în tatăl aceea? Păi ce vreți să mă pune jetar de eu și așa n-am. Ce face 24 din 24? Jetar și vă băză bucățile și îmi dați toamna și nică. Așa, poți? Vă iei ce mai deci... Iar cum la curtea omului ăla unde spuneți că e iarbă și mizerie, o să-i fac o adresă, viceprimarul, o să-i facem o adresă, dar nu putem să-l obligăm. Ce este? O leagă din inițiativă și vecinii acolo, dacă nu punem noi mâna, ca la Cămin. Știți cum era la Căminul vechea satului Rătăuț? Știm, domnule. Vă aduceți aminte, da? O făcut vreo omul vreodată ceva acolo, vreo inițiativă, până nu am pus eu mâna pe fruc și am dărâmat șătie și tot și vă mânca balauri acolo. Dar bănuiesc că ați avut niște fonduri. Mă n-ați înțeles, fondurile din bugetul local ce am făcut acolo, din taxe, din impozite și taxe. Dar trebuie să știți să ai cap, să le... Nu. Capul. Dar măcar inițiativa, ca să faci curățenie și ordine, nu trebuie bani. Inițiativă. Nu, eu ce am spus, domnul primar, da, inițiativă. Dincolo inițiativă cu jătarul, din coace vedem ce se poate face oamenii. Eu nu pot să intru în curtea omului să-i tai tei. Sau să-i tai nucul, sau să-i tai ceva în curcă. Mă cheamă la procuror pe urmă. Este în cap proprietate. Dar chemat la urmă. Așa da, și ce să-i fac dacă să-i tei? Și ce să-i fac dacă să-i tei? Ce să-i fac dacă să-i vă rugăm să vă spuneți la domnul primar. Da, dacă mai dorește cineva să stăie la domnul. Trebuie să vă spuneți la soluționarea problemei. Da, nu ați spus soluționarea problemei. Cu terenul meu? Da, deci toamna când se începe recoltele să apară, eu păzesc terenul meu arendate, sfera mea de activitate. Și se poate verifica și la poliții, în colaborare cu prietenii mei care lucrăm terenuri, participăm la pază. Deci, prin asta s-au diminuat, cum spuneți, că au fost câteva cazuri. Da, dar vă păziți bucățele voastre, nu așa cum au stat la terenurile care sperăm astea de terenuri. Sau că vă păzești materiale. Da, eu le păzesc. Să trăiesc, domnul consilier. Nu mi-i păzește nimic. Dacă nu mai sunt alte probleme, declară ce din vezi. Thank you.